Liberalii și conservatorii din București sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a capitalei propus de actuala putere. Prin acest program, primăriile de sector ar fi desființate, iar atribuțiile lor transferate primăriei generale și Consiliului General. Acesta este și motivul pentru care președinții filialelor sectoarelor 5 și 6 ale PNL și PC au semnat un protocol de alianță de centru-dreapta în cadrul căruia au susținut și rezoluția jos mâinile de pe capitală. N-au lipsit președintele liberalilor din București, Andrei Chiliman, și cel al conservatorilor din capitală, Cristian Popescu Pietore. Această alianță s-a constituit la nivelul Bucureștiului, acum la nivelul sectoarelor 5 și 6 și în continuare trebuie să ne pregătim pentru mecanismele, dacă vreți, de luptă pentru bătăliile electorale care urmează. Ar va fi foarte greu ca un singur primar să poată să acopere nevoile și necesitățile tuturor sectoarelor. Sceptic în privința efectelor benefice care vor urma centralizării este și edilul sectorului 4. Cristian Popescu Piedone dă ca exemplu problema câinilor comunitari aflată în ograda primăriei capitalei. Iată centralizarea la câini, la nivel de București, arată Bucureștiul cum arată. Este incapabil să gestioneze această situație. La finalul întâlnirii, reprezentanții Alianței de Centru-Dreapta din București au adus în discuție necesitatea introducerii unui referendum local referitor la problema centralizării conducerii capitalei, astfel încât locuitorii să fie cei care să ia decizii.